să se determine câte numere de 6 cifre, deci A1 până la A6, au toate cifrele pare. Păi o cifră pară înseamnă ce? Că ea aparține mulțimii 0, 2, 4, 6, 8. Atenție, dacă I-ul este de la 2 la 5, iar prima, A1, nu poate să fie 0, nu că mi-a zis că să fie strict de 6 cifre, deci poate să aibă 2, 4, 6, 8. Păi cum facem cifre? Luăm variantele. Deci A1 are 4 variante, iar restul au câte 5 variante, toate combinațiile între ele. Deci numărul total va fi cine? 4 ori 5 la câte cifre sunt? Încă 5 cifre. 4 ori 5 la 5. 4 ori 5 la 5, răspuns corect A.